Eric de Oliveira, proaspăt transferat de la Panduri, a fost primit ca o veritabilă vedetă în Arabia Saudită. Da, vă rog. Mijlocașul vândut de vicecampioana României pentru 1,2 milioane de euro a fost aplaudat minute în șir de noi săi coechipieri de la Al Ahly. Eric nu a participat încă la primul antrenament, dar ar putea să debuteze în această seară în meciul cu Lanterna Roșie Al Nada. Deocamdată însă, fostul gorjan nu va figura în primul 11. Eric spune că va rămâne totuși Eric de România, țara care i-a oferit totul. Pentru că acum merg la o altă țară și trebuie să demonstrez că sunt Eric din România, care toată lumea știe. Așa că niciodată nu-i târziu. Am 28 de ani, am semnat un contract pe o durată de un an jumate, așa că pot să mă întorc mai târziu. Am iubit, iubesc România mereu și voi iubi mereu. Cel mai bun stranier din campionatul României va juca în Arabia un an și jumătate și va câștiga 800.000 de euro pe sezon.